Să facem un rând de zăpadă. Să vină primul. Rog, să-i ajută, nebună dimineața. Bun găsit, dragii mei. Am început săptămâna cu temperaturi mari și o ținem tot așa. Cei drept, astăzi își fac norii apariția prin peisaj și au chef să ne arată cine este șeful. Până nu își face vremea damblaua, nu avem ce face. Dar nici nu ne putem plânge, căci acum ar fi, trebuie să avem grade cu minus, așa că mai bine să ne mulțumim. Așa. Temperaturile maxime se încadrează între 12 grade și 11, iar cele minime între 1 și minus 6 grade. Să aruncăm un ochi pe hartă să vedem ce ne așteaptă în toată țara. În regiunea Maramureș, temperatura maximă va fi de 8 grade la Baia Mare. La Oradea, astăzi, temperatura maximă va fi de 7 grade. În Timișoara, temperatura maximă va fi de asemenea 7 grade. În Oltenia, temperaturile vor fi atât la Drobeta Turnu Severin cât și la Craiova, 8 grade Celsius. În Moldova, temperaturile vor fi cuprinse între 3 grade la Suceava și 10 la Galați. În Dobrogea, temperatura maximă va fi de 12 grade la Constanța. În centrul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 5 grade la Cluj și 7 la Brașov. Astăzi, în capitală, vom avea 8 grade Celsius. Cam atât despre meteo, să aveți o zi excelentă! Mulțumim, Roxy!